Iar acum sunt ginerele preferat al soacrei mele și singurul de altfel. La fel cum soția mea este singura nora mamei mele. Eu nu am frați, dar am o ie, de la mama. În societățile tradiționale exista o foarte mare diversitate a îmbrăcăminții. De aceea noi avem o dificultate să înțelegem că nu există costum național. Însă noțiunea de costum național e o invenție ideologică și foarte pernicioasă, pentru că neagă existența altor tipuri de vestimentație. De ce ar fi mai puțin național felul în care se îmbrăca, nu știu, Cantacuzino sau cine mai fi fost, Turza? Nu sunt români, cum să nu fie români? Sunt parte esențială din istoria noastră. De cel puțin 100 de ani avem și tradiții urbane. Nu mai suntem doar un popor de țărani și asta nu de ieri de astăzi. După aia s-a strâns șurubul, s-au simplificat lucrurile, tradiția și ia au devenit propagandă și eu cred că asta ne-a afectat. Pentru fiii României ce vorbesc limba frăției, toți, români, maghiari, germani, viețuind aici prin ani, întemeiază unire pentru a țării propășire. Și unde te divizai tipurile astea, adică asta era un alt caracter. Și toată povestea asta cu trebuie să porți obligatoriu ie, că e cântarea României, s-a întors împotriva portului iei, ca o ostilitate împotriva comunismului naționalist. Mulți ani cu sănătate, conducători iubiți! Partidul și poporul, să ne călăuziți! Urați, măi! La anul și la mulți ani! Tuturora să le fie anul nou cu rodnicie! Urați, măi! Hei, hei! Bine! Extraordinar! Hei.